Bună ziua, mulțumim că ne-ați primit în ferma dumneavoastră. O să vă rog să vă prezentați și să ne spuneți câteva cuvinte despre fermă, despre cultură și despre produsele aplicate. Da. Mă numesc Cosmin Solzaru, lucrez în această societate de la început. Avem o suprafață de 2700 de hectare în care cultivăm rapiță, grâu, porumb. Floarea soarelui a fost anul acesta o cultură intermediară, unde ne-am fost afectați foarte rău de secetă. Și am venit și am semănat-o direct în cultură, n-am mai făcut pregătirea terenului, după care am aplicat erbicidele necesare. Darium, ca să încercăm să stopăm creșterea grâului, un erbicid pentru frunză lată adecvat culturii de floarea soarelui. În momentul actual administrăm un fungicid și o mică cantitate de bor, sperând să o ajutăm să recoltăm ceva pe această suprafață care a fost calamitată. Înțeleg că și-au făcut efectele, da, și că produsele au fost destul de bune. O să le folosim și în continuare, când o să avem prilejul. Cum evaluați cooperarea cu Agri, cu colegii noștri din vânzări și din tehnică? Avem o relație foarte bună de la începutul activității. Da, de la ei achiziționăm toate substanțele, toate semințele, tot ce avem nevoie. Relația decurge foarte, foarte bine. Vă mulțumim foarte mult, atunci recolte bune să aveți. Da, Dumnezeu, da. Vom vedea. Suntem la mâna dânsului deocamdată.